Salut. Ne dorim fructe în grădina noastră. Achiziționăm din magazine sau din pepiniere puieți de pomi pe care îi plantăm cu speranța că aceștia vor face fructe. Dar oare pământul, locul unde îi plantăm, este favorabil acestui soi de pom pe care astăzi l-am achiziționat? Haideți să vedem împreună aceste informații. Părul Părul are cerințe de căldură mai mari decât mărul, prunul și vișinul, reușind să se dezvolte bine în zonele cu temperaturi medii anuale cuprinse între 9,5 și 11 grade Celsius, cu condiția ca în perioada de vegetație temperatura medie să fie de 16-18 grade Celsius. Temperaturile optime ale speciei se situează între 20 și 35 de grade iar cele absolut minime sunt de 10 grade Celsius și maxime de 37 de grade în afara intervalului temperaturilor absolute creșterea încetează în zonele cu veri mai răcoroase părul rodește mai slab și rezistența la ger este mai mică decât a mărului limita fiind considerată a fi minus 28 de grade Celsius iar necesarul de ore de frig cu temperaturi cuprinse între 0 și 7 grade Celsius, din sezonul de repaus, oscilează în funcție de soi între 600 și 800 de ore. Mugurii de rod degeră la temperaturi sub minus -26 minus -23 de grade. Iar ramurile anuale la sub minus -26 minus -28 de grade Celsius. Florile părului în fenofaza de boboc, înainte de înflorire, suportă temperaturi de Până la minus 3,3 grade. Dar când sunt deschise, degeră la minus 2,2 până la 4 grade. Fructele tinere, curând formate, încep să fie distruse la minus 1,5 grade. Cerințele părului față de precipitații se situează după măr și prun. Soiurile de toamnă și de iarnă reușind bine în zonele cu uh, precipitații cuprinse între 650 și 900 de mm precipitații anuale, iar cele de vară în zonele cu 500-600 de mm. Cu condiția ca acestea să fie distribuite proporțional cu evapotranspirația potențială. Față de lumină părul are cerințe mai mari comparativ cu mărul, trebuie să-i se ofere expoziții însorite. Cerințele față de sol ale părului sunt mari. Altoiul pe franc necesită soluri profunde, calde, cu textură mijlocie, suficient de afonate și revene, cu apă freatică sub adâncimea de 2-2,5 metri. Nu suportă solurile grele și reci. Altoit pe gutui, părul reușește și în solurile mai subțiri, dar suficient de fertile, reavene și mai calde, cu apă fregatică sub 1-1,5 metri adâncime. Părul suportă și inundarea terenului până la 6-7 zile în perioada de vegetație și până la 3 luni în perioada de repaus. Părul se poate cultiva pe terenuri cu un grad de sărăturare pe care nu suportă alte specii de până la 15% sodiu absorbit. În ceea ce privește reacția solurilor, părul necesită un pH în jur de 7,4. Dacă v-a plăcut acest material informativ, urmăriți în continuare și următoarele episoade. Până data viitoare, vă urez multă sănătate și aveți grijă de voi!